Pe data de 1 iunie, de Ziua Internațională a Copilului, Primăria Municipiului Călăraș a organizat, în parteneriat cu Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, Palatul Copiilor și Crucea Roșie Filiala Călăraș, un spectacol pentru cei mici. Zeci de copii de la Palatul Copiilor și cei înscriși în grupul artistic Florescampi al Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș au prezentat momente de muzică și dans pe scena sălii de spectacole Barbu Știrbei. Intrarea a fost liberă, în limita locurilor disponibile, purtarea măștii fiind obligatorie. Ziua Copilului este ziua în care se celebrează miracolul nașterii, miracolul purității, dar și întoarcerea la inocență. Nu există limite de vârstă când vine vorba de a sărbători ziua copilului. Oricare dintre noi, copil sau adult, are voie să simtă copil și chiar este necesar ca măcar o dată pe an să lăsăm în urmă problemele de zi cu zi, să zâmbim curat și să simțim jocul cum înflorește în inimile noastre. Și pentru că acest eveniment are loc la inițiativa Primăriei Călăraș, în parteneriat cu Centrul Județean de Cultură și Creație și cu Palatul Copiilor, îl invităm în scenă pe domnul primar Marius Dulce pentru a ne transmite câteva cuvinte. Mulțumesc frumos! Astăzi e o zi deosebită, ziua copiilor noștri. Chiar dacă plouă, noi am fi vrut să fie o zi însorită, să putem să facem această acțiune în Parcul Dumbravă, dar nu ne-am lăsat și împreună cu colaboratorii noștri vrem să facem o zi pentru copiii noștri frumoasă și de neuitat. Dragi copii, astăzi este ziua voastră. La mulți ani și să fiți sănătoși! Iar pentru părinți, pentru bunici, astăzi este ziua în care trebuie să ne gândim că de mâine trebuie să facem tot ce ne stă în putință, să facem copiilor zilele frumoase și să vedem mai zâmbete pe chipul lor. La mulți ani încă o dată! În casă am stat, tot online am învățat, dar de cum v-ați vaccinat, iată, ne-am eliberat. Așadar, la mulți ani, copilărie, am scăpat de pandemie. Suntem bucuroși să revenim pe această scenă, astăzi în calitate de prezentatori. Amanda Gheorghe și Ianis Penci vom fi gazdele dumneavoastră și împreună cu colegii noștri de la Palatul Copiilor și grupul Florescampi al Centrului Cultural Călăraș vom sărbători copilăria așa cum numai noi știm să o facem.
rugăciune.
știai că sunt copii talentați și la Centrul Cultural? Uite, micuța Gabriela Dobre vrea să ne încânte astăzi cu două piese, Coșarul și Dansează Twist. Să o întâmpinăm cu aplauze! Keep it.
și muzica. Știe multe lucruri despre flori, iar despre muzică spune că e viață. Iată că în această zi a reușit să le îmbine pe amândouă. Pe scenă pe Maria Gheorghe cu La Violet. Andrei ne vor spune trei povești. Can-can, dansul soldățeilor de plumb și skyboard la instrumente de percuție. Îi invităm acum pe scenă.
O să mă molipsesc și eu. Este foarte bine. Eu în pandemie am descoperit cititul. Proză, versuri, toate îmi plac. Cred că atunci când voi fi mare, mă voi face pianistă, pictoriță, prezentatoare, poate chiar și scriitoare. Doar fac parte din generația Z, la fel ca Erica Amzaru. Tine un supereroe, oh, 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 oh.
Mulțumesc! Un trenuț pe șine zboară. E vacanța mare în țară. Trenul-i plin cu nepoței care pleacă la bunei. Uite un moș cu mustăcioară. De o oră stă în gară. Are patru nepoțele, toate patru mititele. Lariana, Emma, Evelin și Iasmin, împreună cu alopțestoasă.